Pentru conducerea grădiniței cu program prelungit numărul 7 din Slatina, curățenia și igiena sunt extrem de importante, cu atât mai mult în contextul riscului de îmbolnăvire cu noul coronavirus. În fiecare an, cadrele didactice de aici realizează proiecte menite să le ofere copiilor o viață sănătoasă. Recent, unitatea a fost desemnată câștigătoarea campaniei Susține igiena în școli, organizată de Crucea Roșie. Grădinița a primit produse de igienă destinate grupurilor sanitare. În primul rând, produsele sunt benefice pentru a putea să creeze o punte între preșcolari și regulile de igienă. Proiectul acesta noi îl desfășurăm în unitate de 3 ani de zile și a fost ca o mană cerească, pot spune, pentru educarea tinerii generații în ceea ce privește igiena în unitățile de învățământ preșcolar. Produsele în sine sunt pentru unitate și pentru copiii din unitate, având un aport considerabil la ceea ce înseamnă bugetul unei unități de învățământ, ținând cont că putem să cădem din cheltuielile anuale ale unității de învățământ. Campania se află la o nouă etapă de selecție, iar unitățile de învățământ din județul nostru se pot înscrie pentru premiile oferite. Tot ce trebuie să facă cadrele didactice este să scrie o scrisoare în care povestesc despre condițiile de igienă din toaletele din școlile și grădinițele în care predau. Înscrierile în această campanie continuă. Linkul pentru înscrierea grădinițelor și școlilor este disponibil pe pagina Facebook a Crucii Roșii Olt. Există 3 categorii de participare a școlilor și grădinițelor, respectiv construirea unui grup sanitar, renovarea și modernizarea unui grup sanitar sau oferirea de produse de igienă atât de necesare pentru păstrarea în condiții igienice a grupurilor sanitare folosite de copii și de cadrele didactice. Maria este cel mai tânăr voluntar al Crucii Roșii Olt și este dornică să-și ajute echipa în noile acțiuni. M-am alăturat acestei echipe pentru că îmi place foarte mult voluntariatul și mi se pare că aici am oportunitatea de a lua parte în proiecte foarte, foarte interesante, cum ar fi acesta și cel care va urma săptămâna viitoare. Rolul meu în acest proiect este de a lua produsele de curățare pentru școli și de a le aduce aici și de a le împărți cadrelor didactice pentru a le folosi în anul acesta școlar. La nivel național, până în prezent, au fost făcute 356 de înscrieri valide pentru toate cele 3 categorii ale campaniei.